A venit de la Angel Damian. El a scris și el regizează o parte din episoadele noastre. Eu și Angel și Costin Dogioiu, de care ați auzit că va fi și el în distribuție, noi suntem colegi de generație. Deci ne știm de 12 ani, ne cunoaștem și ca actori și ca regizoriată de data asta foarte bine. Așa că Angel s-a gândit și la mine pentru unul dintre rolurile din acest proiect. Am venit, am dat casting și se pare că acest rol a fost pentru mine, care este de partea binelui. Sunt într-un rol de partea binelui, sunt jurnalistă de investigație și, după cum spunea și Angel, mie mi se pare un rol de compoziție, pentru că nu mă identific foarte tare cu personajul, ceea ce e foarte tare, că e o provocare pentru mine să mă duc în zone diferite, exact, și pe care încă nu le-am mai încercat. Eu știu de la colegii tăi că atunci când este un rol diferit sau, nu știu, de interpretat o anumită tipologie, se documentează foarte tare și se învârte oarecum în niște cercuri sau, nu știu, studiază. În cazul tău, jurnaliști de investigație, din păcate avem destul de puțini în România, dar însă ai căutat, ai încercat să iei legătura, să-ți mai dea așa niște tipsuri? Da, n-am reușit încă, dar începând cu săptămâna viitoare sau peste două săptămâni am găsit în sfârșit o jurnalistă de investigație care e foarte premiată. E una dintre prietenele colegei noastre de la make-up și ea mi-a zis, băi, se poate întâlni cu tine și poate să-ți povestească și să zică tot felul de lucruri și insider de acolo, așa că o să fac și asta. Altfel am început să citesc articole scrise de jurnaliști de investigație, să înțeleg exact un pic cum funcționează lumea asta și cum ajungi să cauți în genul ăsta de povești. Deci, mă documentez și mă voi documenta mai îndeaproape când o să o cunosc și pe ea. Abia aștept. Vezi că sunt și niște seriale interesante pe Netflix să le cauți cu... Yeah. Cu jurnaliști de investigație. Exact, și Boom Shields, cred că este în spatele reflectoarelor, cred că se traduce. Așa. E foarte interesant să te uiți, okay. Tot de investigație, și mai este unul, nu mai știu cum se numește acum, dar până plecăm îți zic, e tot cu o tipă de, o femeie, jurnalist de investigație, care din păcate are niște povești și moare la un moment dat în Siria, în timpul războiului, dar sunt niște chestii pe care poți să le împrumuți de la ele, mai ales că sunt și fete. Clar, clar. Și mai zic ceva, pentru că ai pomenit și vorbeam și cu Silviu mai devreme și cu Marian, voi ați fost aici, sunteți aici, nu știu, parcă faceți întâlnirea de 10 ani de la terminarea liceului, facultății, scuze, nu liceului, da. Și sunteți, dar Marian mi-a zis că sunteți și grupe diferite, ani diferiți. Diferite, da, și da. Tu, când el a fost la domnul Florin Zanfirescu, tu la domnul Adrian Titienin. Da. Cum a fost... Cum e din postura de profesor? Că tot timpul ne-am întrebat. El e un om blând și are blândețea în privire, dar totuși tind să cred că la ore nu e chiar așa de blând. Tind. Că e sever, foarte strict. Nu știu, așa. Cred. Vreau să te întreb. Eu obișnuiesc să laud, nu sunt în poziția să laud, evident, dar sunt foarte mândră că am terminat la Adrian Titieni. Eu n-am intrat din prima la actorie. Oh my God, surpriză! Ce n-ai avut? N-ai trecut de voce? Adică... Nu. Am avut un examen prost prima oară când m-am dus. Nu cunoșteam pe nimeni, nu mă pregătisem foarte bine, că nu știam cum să mă pregătesc foarte bine, și am avut un examen prost. Asta s-a întâmplat, n-am intrat din prima. Am intrat din a doua, dar m-am bucurat foarte tare că dacă aș fi intrat din prima, n-aș fi nimerit la domnul Titieni. Pentru mine a funcționat foarte bine, adică era clar că trebuia să se întâmple așa, că sunt foarte compatibil ca sistem de valori, adică tot ce am învățat eu de la dânsul mi-a prins foarte bine, funcționează în continuare, foarte mult din ce sunt eu ca actriță îi se datorează și foarte mult din sistemul meu de valori profesional îi se datorează lui. E un om la fel de blând și ca profesor, deci nu ți imagina că e da, strict și foarte sever și foarte, absolut deloc, însă e foarte meticulos, ține foarte tare să rămâne în niște norme pe care le-am învățat de la el și să nu deraiem niciodată de la ele. Te încurajează foarte tare să-ți creezi o proprie, el zice, busolă. Adică să ai tot timpul busola personală la tine. Dacă faci lucruri, să fie tot timpul în cadrul sistemului tău de valori, în ce urmărești tu, în estetica ta, în felul în care vrei tu să spui lucrurile, să ai grijă tot timpul să verifici dacă rolurile pe care le faci, dacă proiectele în care activezi sunt în busola ta personală puse la loc, sănătos, bun.
Adică asta încearcă el să facă ca profesor. Mă bucur mult că ai punctat lucrurile acestea, pentru că după ultimul eveniment GOPO, știi, despre... Da. Toată lumea are impresia că la facultate sunt fetele, actrițele sunt obligate, nu știu, să-și dezvăle, să facă în cursuri de... scuze, da. Să... În timpul cursurilor, nu știu, să se dezbrace sau așa mai departe, jura, multă lumea are impresia... Cu impresia asta, că sunt traumatizate încă de la... din primii ani de școală. Mă bucur că ai punctat, pentru că fiecare profesor are metoda lui și fiecare elev nu este nimeni, adică... de fapt, nu este nimeni obligat să facă ceva și nu sunt așa cursurile cum ne imaginăm ce de acasă. Nu e bine să ne ducem într-o generalizare din punctul ăsta de vedere. Evident că nu toți profesorii fac sau au făcut asta în trecut. Sunt convinsă că au existat genul ăsta de evenimente în trecut. Noi nu le-am prins, eu personal nu le-am prins și slavă Domnului că nu le-am prins. Te poți întâlni cu ele în industrie. Cred că e important, dar cred că te poți întâlni cu ele în general în lume, în orice meserie ai activa. E important să vorbim despre ele în ideea în care nu sunt comportamente normale și în niciun caz lăudabile. Sunt, din potrivă, condamnabile și ar trebui să fie eradicate din toate industriile și din toate meseriile. Așa că nu suntem noi neapărat mai... nu știu, libertini poate ca alții sau nu se întâmplă abuzuri mai mari la noi ca în altă parte, se întâmplă peste tot, abuzul e abuz și ar trebui să nu mai existe. Vreau să te mai întreb ceva, pentru că ești o persoană minionă, arăți foarte bine, adică asta nu este un complex, dar doar că pari mereu o puștoaică de 16-17 ani. Atunci când te vedeți, a fost ăsta un impediment pentru anumite roluri la castingul, să vrei un rol și să ți se spună nu putem să te îmbătrânim, să te facem la adevărata ta vârstă? Da, sure. Chiar s-a întâmplat. S-a întâmplat să nu iau roluri pentru că mi s-a spus arăți prea tânără. Arăți prea tânără, nu neapărat, adică când vorbesc bănesc că nu mai par de 16 ani sau... Dar da, mi s-a zis de vreo 3 ori că nu putem să te luăm pentru că arăți prea tânără. Și recunosc că acum sunt la vârsta la care am început să... La noi în meserie e chestia asta că la un moment dat depășești ingenua adolescenta și ești trecută direct pe mame. Și îmi doresc sincer să prind și eu un rol de mamă. N-am ajuns încă acolo, dar da, aștept treapta la mame.